dați din fașă. Când mi-au spus că și bă moldovar talent, prietenii, rudele mi-au spus că du-te, poate ai șansă, ai talentul. Totuși, Dimitri cel singur, în viață singur te stăruiești. Ce și nu? Când a fost la Chișinău preselecția, m-am dus, am încercat, erau foarte multe lume, eram pe ultimul. Dar, în schimb, ne-am făcut mulți prieteni noi. Înainte să intru în scenă la Moldova Talent, am avut foarte multe emoții, nu știam ce să răspund, cum să mă comport. Am început să dansez, mi s-au dus toate emoțiile. Mi-a plăcut publicul care strigau foarte tare. Eram la stația de trolibuzuri și a trecut o pereche tânără. S-a apropiat și m-a recunoscut. Și mi-a dorit mult succes. M-am bucurat foarte tare. Era tare fain că m-au recunoscut. Unui atlet îi se dau cu ușurință nu numai mișcările în scenă, dar și puterea de a convinge. Dumitru Ursu a obținut acceptul juraților, atât în audiții, cât și în timpul deliberărilor. De asta și s-a trezit cu invitația în semifinală, chiar în timpul orelor de la liceul sportiv. La a doua lecție de limba română, nici nu m-am așteptat de așa surpriză cum Adrian Ursu, cu Mircea, a intrat la lecție și mi-a spus că am trecut în semifinal. M-am emoționat foarte tare. Am venit la Moldova Are Talent cu un scop, ca să o ajut pe mama să se întoarcă înapoi acasă. Aș vrea să câștig acești 500 de mii ca să-i ajut să vie înapoi în Moldova, să pot vorbi față în față, să fie și eu timp de 10 ani la o zi de naștere de mea. Să vedem dacă în semifinală mișcările sale vor fi la fel de convingătoare. Sunt Dumitru Ursu. Votați 1, 2, 3, 1. Un viitor atlet în pași de dans la Moldova are talent. Tizul meu, Ursu Dumitru!
formidabil! Dumitru Ursu! Păi, Dumitru, eu sunt mândru că și tu ești Ursu, sunt mândru de tine. Dragi prieteni, acum, în această scenă, sunteți martorii unui caz care foarte rar se întâlnește în natură. Pe aceea scenă sunt doi urși. A, vrei să-ți pui o dorință? Hai, nu, vreau să vă spun că acum acești urși vor lupta. Eu n-am știți interes. De ce? Eu știu că fiindcă eu am un borcanaș cu miere. Așa, tu dansezi, tu cânți. Eu să dansez ca da. El? Și... Gata! Acum tu. Pentru tine, pentru inima. Eu el cântă. El cântă mai bine decât eu dansez. Cine a câștigat? A câștigat Dumitru Ursu! Felicitări! Nicu, vrei și tu miere? Eu vă felicit pe ambii că a fost extraordinar, dar mulțumim. Azi nu vorbim despre tine, Adrian, vorbim despre Dumitru. Ce pot să spun eu, Dumitru? Exact ca în piesa aia, care mie îmi place foarte mult, este formidabilă ce ai arătat tu azi aici. Ești extraordinar. Mie mi-a plăcut foarte mult. Eu cred că numărul ăsta trebuie să ajungă mai departe. Tania, tu ce părere ai? Eu cred că nouă atât de mult ne place ce se întâmplă astăzi aici, încât vrem toată lumea să treacă mai departe în finale. Să vedem ce o să spună publicul. Până atunci, Dumitru, eu și data trecută când te-am văzut în scenă m-am simțit ca și acum de altfel, ca atunci când eram mică și mergeam la un film cu Bruce Lee și mergeam imediat acasă să văd dacă îmi ies mie trucurile alea. Și data cum? Trecută, sincer, să fiu, am revăzut emisiunea și mă tot încercam acasă și așa, și cu capul, și cu umerii. Tania, și nu-mi iese, nu-mi iese. Și după ce ai căzut prima oară, ai cântat așa de frumos, încât ai țipat așa de frumos, încât toți am înțeles că tu trebuie să cânti da, mai bine. Da, da. Foarte da, bine. Aplauze da. Pentru Tania, mulțumim mult. Bravo. Domnul Munteanu. Eu vreau să vă spun că totuși urșii noștri sunt talentați. Sunt foarte talentați. Pentru că s-ai noștri. S-ai noștri, da, dar vreau să vă spun un lucru. Nu coincide numele de familie cu ceea ce faci tu, măi, în scenă. Ești un urs, dar dansezi ca o balerină. Ca o panteră. Eu vreau să te rog chiar, Dumitru, după acest proiect să apară doi de ursul. Tu în dans și Adrian în muzică. Îmi promiți? Să-ți fie într-o ceas mulțumim, ursul Dumitru! Dezlegați-vă mâinile! Cu mișcări! Vino aici! Cu mișcări rapide! Pe butoane și votați codul 1231 la numărul 78, 3 de 0, 3 de 4. Și Dumitru Ursu ar putea să se numere printre finaliștii show-ului, însă nu improvizați. 1, 2, 3, 1. Nu uitați, doar după ce dăm start voting-ului. Ursu, ai succes de la Ursu!